Bună seara! Iar în legătură directă cu noi prin Facebook este Delia, cea care susține că a fost țepuită cu sute de lei de falși vânzători de peleți. Bună ziua, Delia! Bună ziua, mă auziți? Te auzim, Delia. Aș vrea să te rog să ne povestești cum ai ajuns la acești furnizori de materiale de care aveai atâta nevoie. Păi noi de obicei nu cumpăram peleții de la dânsii. Până acum am luat peleții de la o altă firmă, numai că anul acesta au avut foarte multe comenzi și nu au putut să mai ia altele, să le onoreze pe celelalte care și noi am sunat și ni s-au spus momentan nu mai avem să vă distribuim. Și atunci am intrat pe acea platformă care v-am pus-o și dumneavoastră prin mesaj să caut un alt anunț. Cea mai mare platformă pe care vedeți anunțuri, alea gratuite, din platforma din 3 litere, da? Aia. Da. Toată lumea știe și de ce e important să știm, pentru că fiind notorie, pare și credibilă. Atunci când ai un site notoriu care este lider de piață, cum ar veni pe piața anunțurilor și al tuturor ofertelor, e bine să știți că mai pot apărea și țepe. Cum anume, o să ne spună Delia. Da, am intrat. Aolea, ce scuze? Doamne, ferește! M-am crezut că te-ai dat peste cap. Așa. Am intrat pe acea platformă căutând anunțuri, am văzut că avea un preț mai accesibil decât celelalte, am sunat, am dat bună ziua că, cum se face de obicei, mi-au spus că am întrebat este disponibil anunțul, mai este valabil, au spus da, sigur, avem peleți și numai că mi-a spus că au modificat prețul, că nu mai este de 21 de milioane lei vechi tona, ci de 28 și am zis ok, nicio problemă, aveți disponibil și mi-au spus da, avem. Și am zis, aș dori să cumpăr de la dumneavoastră 120 de saci. Au zis, sigur, să ne trimiteți dumneavoastră adresa, să ne spuneți datele unde să trimitem. Am trimis, au zis că trebuie să trimitem din acei bani, au trimis dânsii un cont și că trebuie să trimitem la jumătate din banii respectivi. Am zis, nu dispun de atâția bani pe cont, ci vi pot achita cash. Și au zis, ne trimiteți cât puteți să pot să demarez formulele mai departe de a vă face factura, de a pleca mașina spre dumneavoastră. Delia, iartă-mă că intervin. Nu ți s-a părut în momentul în care ți-a spus că iese la jumătate de preț, să livrezi jumătate din sumă? Nu ți s-a părut un pic suspect? De obicei, pe aceste platforme și mai ales pe cei care fac cumpărături online, niciodată nu spune îmi livrezi jumătate din până sumă. Până nu vezi produsul. Exact, livrezi, pui produsul în coș și după aceea ai opțiuni de plată, indiferent de ce vorbim, de achiziții. Nu ți-a atras un pic atenția, te rog? Bata mi-a atras atenția și tocmai de aceea am spus dânsului că nu dispun de acea sumă la jumătate să o trimit și eu pot da acasă în momentul în care mi-ajung peleții și factura. Am zis, am doar 900 de lei pe card pe care vi pot trimite. Dânsul mi-a cerut o garanție ca mașina să plece tocmai de la Alba Iulia, vă dați seama, în Dolj. Și am zis, mă, totuși, este o distanță și poate că nu are încredere în noi. Au zis, o să vă trimitem contul bancar cu numele societății noastre, iar dumneavoastră va trebui să înviați o garanție minimă, cât de puțin puteți, să trimite mașina către dumneavoastră. Bineînțeles că văzând că mi-a trimis și numele firmei și cont bancar, am zis, nu poate să fie chiar așa o mare înșelătorie. Da, dar și-am trimis numai de 900 de lei. Ok, dar tu știi că puteai, în momentul în care ți-a dat numele firmei respective, și hai contul ca cont, dar numele societății respective și acolo ți-a dat și un cui și date de identificare fiscală. Tu nu, puteai... Inițial nu i-a eliberat o factură, da? doar numele firmei și contul. Ok, atât. Dar dacă îi dădea numele firmei, ea putea să verifice pe site-ul de la... Există. Da. Există acea firmă. Există. Okay. O să aflăm puțin mai târziu. Ok, am înțeles. Există acea firmă, am trimis și 900 de lei, am zis în momentul care a făcut tranzacția că îmi cere o adresă. Am înțeles. Mi-a dat prin mesaj adresa unde a fost întocmit, unde a fost deschis acel cont, în București, mi-a spus inițial. Am zis că am trimis acea sumă de bani, am trimis. Dânsul mi-a spus, vă mulțumesc frumos, mâine la ora 2 vă vor ajunge peleții. Am întrebat încă o dată să-i trimitem adresa și completă și datele noastre și o să ne sune șoferul. Bineînțeles că a venit a doua zi, am așteptat, nu ne-a sunat nimeni, am sunat noi din nou la ora 2:30, după amiază. A zis că o să mai întârzie puțin, că o să ajungă la 3, după 3:30. După ora respectivă n-a mai răspuns nimeni la telefon, ni se dădea cu ocupat și apoi ni s-au blocat numerele de telefon. Am sunat din nou la dânsii a doua zi, după alt număr de telefon, mi-au răspuns. Am vrut să cer mai multe detalii și m-am dat o altă persoană, cum că aș dori din nou peleți. Am spus o cantitate mai mare, am cerut 3 tone atunci și au spus că sigur, aduc, am zis că sunt din filiaș și că aș dori să mi se aducă în filiaș acea comandă. Da, doamnă, sigur, au vorbit foarte frumos, foarte galant,
mi-au trimis imediat pe WhatsApp o factură pro formă cu cantitatea pe care o doresc și cu suma ce o am de plătit și mi-au zis, după aceea m-au sunat și mi-au spus, doamne, o să trebuiască să achitați transportul, să ne trimiteți dumneavoastră la acel cont al firmei banii de transport și pe lege o să-i plătiți la destinație. Am zis, ok, o să vă fac tranzacția prin bancă, că nu am pe care să merg la bancă. Și bineînțeles că știind ce poți să nu mai mergi la bancă. Și au pui eu insistat cu mesaje. Ați reușit să faceți tranzacția, sunteți neserioasă. Și de asta, eu sunt conștientă că nu mai recuperez acei bani. Nu câți bani spuneai tu că ai trimis, Delia? Câți bani ai trimis tu? Pentru eu am 4.900 de lei. Pentru care ai și detaliile plății, ai toate dovezile. Da, m-am trimis. Ce fac acești excroci, de fapt? Că aici este periculos. Vând, așa zisa marfă, pe numele unei firme care există, ea poate fi căutată la Registrul Comerțului și pe site-ul ăla de firme, ea există, doar că, din ce am înțeles, firma aia nici măcar nu se ocupă cu peleți și mai mult decât atât, atunci când îți dă contul, nu-ți mai dă contul firmei în care să faci plata, îți dă contul personal. Lui personal, țeparul, da? Da, iar numele de telefon se pare că ei de obicei, ca să nu le ia urma, sună după cartele. Uh-huh. Și atunci n-ai ce să le faci. Ia-i de unde sunt, că nu sunt. Dar vă dați seama cum au speculat ideea asta, știi că vine iarna, încălzire, omului trebuie lemne, peleți, vine frigul, nimeni nu-și lasă copiii în frig, hai să... Adică unde s-au dus? Pe nevoile primare ale oamenilor, da? Păi asta, Mirela, asta e și... Pe asta se și bazează, că asta fac. Ce șantajează? Nevoile primare, nevoia omului. Pentru care știi că nu e un lux, e o nevoie și trebuie să dai banii. Exact, pentru că știi că o persoană, de obicei persoanele fizice apelează. Persoanele juridice niciodată nu o să apeleze, da? Ei au foarte bine cu depozite, cu... Uh-huh. Și atunci persoanele fizice sunt foarte ușor de... Și mai ales dacă și a pus să dai de manipulat și dacă dai și câteva detalii, ei știu foarte bine că studiază arta asta a manipulării și o studiază destul de bine. Întrebarea mea pentru doamna Delia este, ok, bine, n-a încercat să mai caute și că aici este mirajul, prețul mic. Noi românii după asta întotdeauna ne ducem după un preț mic. Dar să știți că eu nu știu care e prețul real la peleți, că nu folosesc. Nici eu nu știu care este. Nu, dar... mare diferență nu era, vă spun eu, am căutat și după cum era acolo trecut prețul și mi-a spus dânsul că nu este 21 de milioane de lei, ci 28, n-ar mai fi fost o mare diferență, era o diferență de 3 lei la sac, 4 lei și am zis, dacă stoma de la Alba, probabil că au ceva mai ieftin acolo, nefiind în zona asta în care se caută mulți peleți. La asta m-am gândit inițial, nu? Și de cum că... N-au mizat neapărat pe un preț mic de data asta, dar au mizat pe stocurile lipsă din magazină. Exact. Pentru că oamenii în perioada asta și-au făcut stocuri, tocmai în ideea de a nu se scumpi materialele. Exact. Și atunci lipsa stocurilor din magazine face ca acești oameni să meargă online. Și acea platformă care spuneați și voi la început este, din punctul meu personal de vedere, o platformă destul de alunecoasă, așa. Acolo sunt foarte multe anunțuri din foarte multe zone. Nu zic că nu sunt cei care publică, sunt serioși, însă de obicei un... cum se numește, care șantajează, care un escroc, mulțumesc, acolo se duce și publică. Acolo se duce. Păi când au văzut că n-am trimis a doua tranșă de bani, când am făcut chipurile, cea de-a doua comandă, au insistat dânsii cu mesaje. Ați reușit să faceți transferul pentru transport, să mă anunțați, vă rog, când faceți transferul. Bună ziua, ați reușit să ajungeți la bancă. Când a văzut că nu ne mai răspund... Domnule, o firmă serioasă care vinde niciodată tone de pelet, nu face, nu niciodată. Să se... Da. Știți cum e, la flintiricule, dăm și mie 200 de amendă doare. Deja când știam eu despre ce este vorba, exact, la prima comandă nu am știut, dar a doua oară când am știut despre ce este vorba, vă dați seama că n-am mai răspuns. Da. Mi-au zis că sunt neserioasă. Doamnă, puteți să răspundeți la mesaje, sunteți neserioasă. Incredibil. Doamna Delia, scuze-mă un pic, ai încercat să te duci cumva la poliție cu chestia asta? Bănuiesc că a fost la poliție, nu? Ok, da, mă interesează foarte mult. La poliție, mă interesează auto... Așa. Da, am mers la secția de poliție, așa, la noi, și când am ajuns eu acolo, nu că nu m-ar fi băgat în seamă, că nu pot să spun că nu m-au luat în seamă, ba, dar chiar m-au luat în seamă și mi-au spus că este o fraudă cibernetică, numai că trebuie să revin a doua zi dânsi având un apel prin 112 și s-au grăbit foarte tare. Eram acolo când au sunat de la 112. Adică trebuie să depui tu, presupun, o plângere online o sau ceva. Da, online către direcția de fraudă cibernetică,
Vă dați seama că nu știu, nu am făcut, este prima țeapă pe care o iau. Da, eu zic că ar trebui să învățăm cu toții, pentru că cel puțin aici la noi în emisiune, cel puțin o dată pe săptămână avem un astfel de subiect. Exact. Adică e clar că s-a mutat infracționalitatea foarte mult în mediul online, acolo unde sunt foarte multe, foarte mulți clienți, da, care pică repede în plasă. Deci trebuie să ne învățăm să trimitem și petiții online pentru fraudă cibernetică. Deci eu nu pentru cine o să dălea mea pe dat la dumneavoastră, ca să nu fiu înțeleasă greșit, ci pentru faptul că nu mai vreau să fim și la alții. Corect. Poate alții. Da, și pentru bani, Delia. De mine, ca mine Delia, de bani. 900 de lei sunt bani. Sunt niște tone de peleți, uite. Și contează foarte mult să faci. Sunt mulțumesc Dumnezeu că n-am fost mai mulți, dar sunt alții care sunt ar putea învăța din greșeala mea. Probabil sunt multe persoane care au trimis bani acestor indivizi, iar cazul... Gândiți-vă, l-am sunat a doua oară după alt număr de telefon și dânsul continua să ia comenzi și să ceară bani. Probabil că face asta și acum. Cazul tău, să știi că nu e foarte greu de rezolvat de către cei de la poliție și colegul nostru, Mădălin Ioan, ne va spune ce a aflat el, pentru că există o modalitate de a afla cine este această persoană. Mădălin, te rugăm. Bună ziua, Adrian, bună ziua, domnilor și domnilor. Într-adevăr, în prima conversație a doamnei cu presupusul vânzător, vedem foarte clar că doamna primește un număr de cont. Număr de cont care este urmat de numele firmei Atenție. Trebuie să spunem că numele firmei, că firma aceasta există și ai vorbit... Exact. Firma aceasta există. Am vorbit inclusiv cu administratorul firmei, care știe de situație. A fost în luna septembrie la poliție să declare faptul că există cineva care se folosește de identitatea firmei lui și de toate detaliile, datele personale a firmei lui. Ei bine, acest număr de cont, doamnelor și domnilor, se regăsește și în a doua conversație dintre Delia. A doua conversație, țin să precizez că a fost de pe contul, de pe numărul de telefon al copilului. Ea s-a dat drept altcineva și tot în a doua conversație găsim în factura proformă pe care acest individ i-a plasat-o Deliei exact același număr de cont. Ei bine, acum să vă spun, în momentul în care o firmă se înființează, te duci automat la o bancă și accesezi un cont, se face un cont, se... contopește un cont firmei. Ei bine, această firmă, cum vă spuneam, există și este din Alba, atenție. Datele de identificare sunt corecte? Acestei firme? Da. Factura proformă trimisă de escrow. Factura proformă este una foarte corectă, însă... Și tot din Alba, de unde i s-a spus și de ei că e această... Exact, da. Deci factura proformă este una foarte corectă, însă modificarea care face diferența este fix acest număr de cont. Noi am făcut o oarecare investigație și am găsit proprietarul acestui cont, practic infractorul, dacă putem spune așa, printr-o simplă metodă. Deci dacă ai o aplicație la o bancă, la CEC, la Raiffeisen Bank, la ING, de exemplu, și vrei să faci un transfer, spre exemplu, da? Și pui acolo fix acest cont, automat... Îți apare numele asociat. Îți apare numele titularului contului. Și de aici... ne-am dat seama cine este acest titular al contului. Cam așa arată în aplicație segmentul unde poți să găsești individul, titularul adică contului, Mihai practic. G, da? E exact. Cu G începe numele de familie, că n-avem voie să-l dăm până nu, mă rog, deci după ce ai introdus IBAN-ul, apare imediat numele respectivului. Eu țin să specific, am vorbit cu acest... proprietar al firmei, care este foarte deranjat de situația de față. Țin să precizez că a fost la poliție în luna septembrie și a declarat faptul că cineva se folosește de acest cont și nu înțelege de ce până în această zi nu s-a făcut absolut nimic. Pentru că este foarte ușor, nu știu, din punct de vedere al unui polițist, nu știu exact cum stau treburile, dar în momentul în care există o astfel de aplicație și tu poți să găsești titularul contului, te duci frumos la bancă și ceri adresa titularului, nu? Adică îl găsești foarte ușor. De ce ancheta asta durează atât de mult timp, nu înțelege absolut nimeni. Așa este, mai ales că înțelegem, colegii mei au vorbit și cu proprietarul firmei, proprietarul real al firmei, care ar fi vrut să intre în direct cu noi, dar s-a răzgândit, a zis că va vorbi prin avocați în instanță și care spune că, bineînțeles, va depune și el o plângere penală pe numele celui care a depus deja, pe numele celui care îi folosește toate datele firmei pentru a escroca oameni. Vă dați seama că firma lui practic are foarte mult de suferit, că apare acolo cumva ca fiind principalul fraudator. Automat, principalul... Da, și poate Delia sau
cei care au trimis bani în contul escrocului, fac print screen la factura pro formă și o încarcă pe rețelele sociale. Când mergi la bancă și dai pro forma asta, da? Automat operatorul bancar nu spune: domne, stați puțin că aici nu e o persoană fizică, este, adică nu este o firmă, este o persoană fizică. Delia, nu a mers la bancă, a trimis banii prin aplicație. Care e problema și care este problema? Pentru că în momentul în care folosești aplicația, că și-am pe telefon, exact cum a spus el, în momentul, primul lucru care îl bagi, tu bagi contul. În momentul în care bagi contul, IBAN-ul, îți apare numele. Deci înseamnă că Delia ce a făcut? A băgat întâi numele societății și după aceea contul? No. Asta nu înțeleg. Nu cred că l-ar fi identificat. A luat mot-a-mot tot ceea ce a zis omul de acolo. Astea-s datele, asta e proforma. El i-o trimite ei, gata, făcută. Ea numai să facă, să bage banii în contul ăla. Știți că așa se face. Cel care trebuie să emită o factură proformă, el dă toate datele și ale furnizorului și ale cu... Da, dacă îmi bagi contul, exact, îți apare numele. Apare hai să facem așa, că e o discuție și aici. Delia, spune-ne ce ai introdus prima oară. Exact cum a spus și dumneavoastră mai devreme, am băgat numele societății și mi-au cerut o adresă. Vezi, am zis că asta e. I-am spus dânsului prin mesaj că îmi cere o adresă și au zis că să trec la adresă, adresa unde s-a înființat contul, Calea Unirii, București, numărul 13. Păi stai puțin. Și asta am trecut și mi-a apărut SoundPower, am dat numărul de cont IBAN și am dat trimitere de bani. I-am trimis dânsului captură de ecran cu transferul. Da, e ciudat.